Nominalizat anul acesta la Ursul de Argint pentru cel mai bun actor în competiție cu Christian Bale, Teodor Corban, actorul român, aplaudat 20 de minute la Berlin împreună cu echipa de producție Aferim, este invitatul nostru astăzi la Arte, Carte și Capricii. Dacă s-ar fi născut în America, acest interviu n-ar fi avut loc sau ar fi fost foarte dificil de obținut. Așa că îi mulțumesc și mă grăbesc să aflu cât de greu a fost drumul de la Bârlad la Berlin și ce sfaturi are pentru tinerii actori, inclusiv pentru fica sa, Ioana, actrița la Teatrul Luceafărul din Iași. Bună seara! Bine ați venit la Arte, Carte și Capricii! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! E greu să ai așa un personaj care e în toate motoarele de căutare. Actor român, imediat găsești Teodor Corban. A fost complicat să așteptați până la peste 40 de ani să primiți primul rol în film? Da, primul rol l-am primit la 46 de ani. Și în film? În film. Și la 57 am făcut Aferim. Deci a mai durat aproape 10 ani. Am citit la un moment dat că primiseți un rol într-un film până în 89 decembrie și s-a anulat proiectul ăla, e adevărat? Adică ați fi putut să debutați în film înainte de 89? E o poveste ciudat în ce privește Revoluția Română, de fapt. E un subiect sensibil, pentru că era un film istoric despre distrugerea flotei aviatice a României, un film pe care îl făcea regretatul Tudor Mărăscu și trebuia să joc un maior slovac. Am învățat limba aia imposibilă pentru rol și în prima zi de filmare, mergând de la Brașov spre Poiana, a fost opriți de o Dacie neagră și întorci din drum că se oprește filmarea. Noi am crezut că se oprește filmarea în ziua aia, că e o problemă. Și au spus, nu, nu se mai face filmul deloc. Asta era în noiembrie 89. A început să revenimente. Și nu înțelegeam de ce. Nu e voie cu arme. Trebuia să vină Revoluția și să-mi ia mie primul rol. Dar v-a adus atât de multe înapoi cinematografia românească, cred, sau dumneavoastră ați adus cinematografie. Pentru că spuneați mai devreme foarte frumos că e important regizorul și textul. Eu am avut mare noroc să mă refer la film, că filmul m-a făcut vizibil. Am avut mare noroc, am lucrat, sunt trei filme în care am jucat rol principal și toate sunt importante, în primul rând, că erau în spatele acestor filmări niște regizori mari, Porumboiu, Jude și Radu Muntean. Am lucrat și cu Cristian Mungiu, am lucrat cu mulți, dar mă refer la cele în care... Porumboiu e de fapt cel care v-a adus în lumină. Cum îmi place să zic tot timpul, până nu s-a supărat el, eu îi spun Nașul. Nașul meu un film. El m-a scos din teatru, el m-a... Dar cum ați ajuns să jucați în filmul a fost? Nici acum nu știu cum s-a întâmplat. Înainte de a fost sau n-a fost, am fost cooptat pentru un scurt metraj al lui Corneliu Porumboiu, Călătorie la oraș, pentru care n-am dat probe. Pur și simplu ne-am văzut pe un hol la teatru, cineva m-a arătat, uite, ăsta e tipul, și s-a uitat la mine, da, merge. Vrei să joci la mine? Eu nu era cunoscut, nu știam cine, și cineva mucale zice, e băiatul Porumboiu, antrenorul, zic, o, să trăiți, jucăm, facem. Și am avut un rol mic în acel mic film. Probabil i-a convenit felul meu de a lucra, nu știu exact. M-am mai văzut într-un spectacol de teatru jucând. Și cred că mult a fost un fel de pariu și un fel de risc pe care și l-a asumat în ce mă privește. Pentru că puțin riscă să folosească actori necunoscuți. A câștigat. Și să ne întoarcem, e drept. Să ne întoarcem puțin la Aferim. Scriu ziarele străine, că 20 de minute s-a aplaudat la premieră? Așa a fost? Mai mult? Nu știu, nu știu. Poate exagerat 20 de minute. Important era starea oamenilor, fețele lor luminoase și fericite că au asistat la un film pe care îl consideră foarte sus ca nivel. Eu nu văzusem filmul în România, deci pentru mine premiera absolută a fost la Berlin. Pentru mine a fost de două ori șocant ce am văzut. Una, că lumea era fericită că a văzut filmul și doi, că chiar, nu, din punctul meu de vedere, că filmul chiar era bun. Eu neașteptându-mă să fie atât de bun. Eu aveam mari spaime în privința filmului. Următoarea întrebare vine de la următorul proiect. Înțeleg că deja lucrați cu Nae Caranfil. Da, deja suntem spre finalizarea filmului. Suntem ultima săptămână. Am început de mult, de la jumătatea lui august,
cu repetiții, cu tot. E un film amplu. Sunt multe personaje, sunt secvențe de dans, de cântec, apar niște secvențe de teatru de revistă, ca să zic așa. N-am să divulgez mai mult. E o comedie romantică, un gen care nu prea s-a făcut la noi în țară. Cam deloc, aveți dreptate. Se cam face la Hollywood de vreo 100 de ani. Dar e cum sub pecetea lui Nae Karanfil filmul. Eu cred, sper că va avea mare priză la public. Cât despre teatru? Unde e teatru în viața noastră? Teatru unde sunt angajat e la Iași. Teatru pe care mi-l doresc nu prea există în țară. Sunt destul de pretențios. Teatrul ăsta în sistemul de instituție de stat cam dă rateuri așa de la o vreme. Cum este teatrul în viziunea Teodor Corboan? Cum ar trebui să fie? Că poate să inspiră cineva de la Arte Garda și Caprici. Păi ar trebui să fie concurențial, în primul rând. Mă uit la mișcarea asta de teatru independent, de freelanceri, care s-au umplut și București și toată țara, cu mulți tineri foarte talentați, care din păcate n-au unde să se manifeste, să joace. Dar din durerea și din disperarea lor ies forme de teatru superbe, care din păcate în teatru de instituții de stat apar tot mai puțin, pentru că acolo vorba lui Alexandru Hausvatre s-au îmburghezit oamenii în teatrele de stat și neavând concurență, neavând sabia deasupra capului, sunt cam prea potoliți. Artistic vorbind. Ce sfat le-ați da tinerilor, actori în primul rând? Și apoi o să... Cei care vor să dea la teatru, le-aș spune să nu dea la teatru sau să se gândească foarte mult. Pentru că sunt vremuri grele și meseria asta este destul de ingrată. Nu toată lumea ajunge la succes sau nu toată lumea ajunge la a face meseria în regulă. Cei care deja au făcut-o să nu capituleze, să nu se lase înfrânți. Vine soarele. E inflație de actori. Cum spunea cineva, dacă arunci o piatră în București, pe stradă, nimerești 2-3 actori. Că sunt prea mulți și n-au unde să lucreze. Și nici nu merită tot să facă meseria, pentru că au apucat-o pe drumul ăsta din greșeală. Dar e greu să-ți dai seama. Și până îți dai seama că ai treabă sau nu cu meseria, pierzi niște ani din viață și e păcat. Deci e o meserie de risc. Vi s-a întâmplat vreodată să refuzați un rol? Da. De ce? Eu mă laud cu asta. Alții spun că nu e frumos să te lauzi cu așa ceva. Alții se mândresc că niciodată n-am refuzat un rol. De ce? Pentru că nu e normal să te implici într-un proiect în care îți dai seama că pașii pe care vei face nu vor fi în regulă. Ori regizorul nu e pregătit, ori textul nu e corect, ori momentul ales nu e bun pentru proiect. Sunt foarte multe variabile care... Decizia a venit la maturitate, nu-i așa? Nu, și mai în tinerețe. Eram un revoltat, un nepotolit, ca să zic așa. Eu nu am mulți prieteni în teatru. Sunt destul de acid în vorbă, în replică. Eu sunt acid și cu mine, în primul rând cu mine. Și atunci nu-mi permis să nu-i ard și pe alții când văd că greșesc. Ce reacție ați avut când fiica noastră, Ioana, v-a spus că vrea să fie actriță? I-am spus să se gândească, cum am spus adineauri. Vezi, de treabă. Ia încearcă-te la medicină. Am convins-o până la urmă să dea la medicină. Am trimis-o la spitalul de urgențe, că aveam o cunoștință. Stai 2 săptămâni acolo să vezi cât de tulburător e, ca să vezi dacă vrei medic și la urgență. A suportat, i-a plăcut și cu vreo 3 luni înainte de a veni bacalaureatul, mi-a spus, da, eu dau la teatru. Înseamnă cu tatăl ei? Și n-am avut ce să fac, am ajutat, am pregătit-o ca să intre la facultate și din momentul ăla n-am ajutat-o niciodată. O las să se descurce, pentru că asta e o meserie în care nu poți să pui pile, nu poți să pui proptele, e meserie la vedere, lumea te vede și trebuie să fii tu însuți, cu bune și cu rele. Dacă ați avea mai mult timp, ce ați face? Cum l-ați petrece? Aș umbla prin lume foarte mult, îmi place să călătoresc, să văd pământul, să navighez. Vă doresc din tot sufletul să se întâmple acest vis. Vă mulțumesc mult de tot pentru acest interviu. Doamnelor, domnilor, am învățat atâtea, cred că o să revedem interviul cu Teodor Corboan de mai multe ori, mai ales în momentele în care avem unii dintre noi senzația că lucrurile nu merg. Iată că se poate. Vă mulțumesc din nou. Revenim aici la Arte, Garde și Caprici.